Salut! Ce părere ai despre Brăila ca oraș? E un oraș plin de băieți needucați și cam atât. Ok, mersi! Bună ziua! Ce părere aveți despre Brăila ca oraș? Ce părere am? E un oraș cât de cât curățel, aprovizionat, ne-am obișnuit, trăim aici de atâta timp, trăim și în continuare. Face mereu festivaluri de muzică ușoară, de, pe, cum i-am mai zis acum, pe festivalul care de-a lungul Dunării, care a mai fost. Ce să vă mai zic? E bine, ne simțim bine. Bună ziua! Ce părere aveți despre Brăila ca oraș? Bună ziua! Este un oraș frumos, dar nu este curățenie. Oamenii nu păstrează curățenia. Sunt multe gunoaie pe străzi. La tot pasul vezi pe cineva care aruncă hârtie, cutie de cafea sau pahar. În general, îmi place orașul, că este orașul meu natal și îl iubesc. Ok, mulțumim frumos! Bună ziua! Ce părere aveți despre Brăila ca oraș? Salut, micuțule! Măi, ce părere să am? Vrei una sinceră sau să dea vină pe cale? Una sinceră, nu! Păi, hai să o iau așa. Din punct de vedere social, văd mulți tineri, ceea ce e bine, care pleacă din oraș, ceea ce e rău. Văd foarte multe mașini străine și foarte scumpe, ceea ce e un lucru frumos, plăcut vederii. Din păcate, majoritatea sunt obținute pe căi ilegale, din proxenetism, prostituție. E opinia mea, nu trebuie să fiți de acord cu mine. Și mă bucur că avem un primar care, într-adevăr, până în momentul de față, face ceva pentru oraș și abia aștept alegerile următoare. Din punct de vedere social am vorbit. Hai să vorbim din punct de vedere al inteligenței. Din punctul, în opinia mea, repet, ceea ce spune se strică opinia personală. Din punctul meu de vedere, Brăila stă foarte bine la capitolul promovabilitate, la bacalaureat, dacă nu mă înșel, parcă și la capacitate, la examenul clasa 8-a. Mamă, ce tare să văd. Așa. Asta în rândul tinerilor. În rândul adulților, încă n-am apucat să-i cunosc pe toți. Nu prea mă interesează, așa că o să mă abțin la faza asta și altceva ce mai vrea să știi. Nimic, atât. A fost frumos, okay, și mulțumim frumos. Salut!